cât de bine mă simt oare și Domnului poporul dumneavoastră. Cât de bine mă simt oare și Domnului poporul dumneavoastră. O, ce bine mă simt oare și Domnului poporul dumneavoastră. Răduce sfețele când adunarea cerul stă și ascultă.
26 6 și apoi citim și capitolul 5 din Iacob, care cuprinde și versetele pe care frații le-au planificat pentru această zi, și anume Ilie, omul rugăciunii. Ascultăm citirea cuvântului lui Dumnezeu. Apoi Ilie a zis lui Ahab, suie-te de mănâncă și bea, că se aude vuie de ploaie. Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful muntelui Carmel și trecându-se la pământ s-a așezat cu fața între genunchi și a zis slujitorului său, suie-te și uite despre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, nu este nimic. Ilie a zis de 7 ori, du-te iarăși. A 7-a oară, slujitorul a zis, iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om. Ilie a zis, suie-te și spune lui Ahab, înhamă și pogoară-te, ca să nu te oprească ploaia. Peste câteva clipe, cerul s-a înnegrit de nor. A început vântul și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car și a plecat la Israel. Și mâna Domnului a venit peste Ilie, care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la Israel. Ascultați acum voi bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de mori. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina va fi o dovadă împotriva voastră. Ca focul are să mănânce carne. V-ați strâns comori în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit prin înșelăciune strigă. Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului. Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-ați săturat inimile chiar într-o zi de mășel. Ați osândit, ați obărât pe cel neprionit, care nu vi se împotrivea. Fiți dar îndelung rădători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaia, timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung rădători, întăriți-vă inimile, deci venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit, i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Mai presus de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ, ci da, al vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav, și Domnul va sănătoșa. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprionit. Ilie era un om supus același slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Fraților, dacă s-a rătăcit pe unul dintre voi de la adevăr și ne întoarce un altul, să știți că și ne întoarce pe unul dintre toți de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Amin. Amen.
Laudă-L astăzi pe Domnul, suflet strobind de patrii. Laudă-L prin presăspine, laudă-L prin prelatrii. Frumos Tatei, trece și pe la cruce, pe Thank you.
Să vă binecuvinteze. Amin.